Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociațiile de primari, proiectul USAID, Reforma Autorităților Publice Locale și implementat de către IDIS Viitorul. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autoritățile publice locale din Republica Moldova, contribuind în acest mod la eficientizarea guvernării locale. În perioada 2005-2016, peste 350 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici, care au fost publicate în 6 antologii, iar practicile de succes au devenit subiectul a 6 filme documentare. Astfel, reprezentanții administrațiilor publice locale au oportunitatea de a se inspira și a aplica în localitățile lor cele mai reușite modele de dezvoltare comunitară. În orașul Călăraș activează un consiliu local al tinerilor model. În anul 2015, cei 25 de tineri consilieri au reușit să amenajeze 2 stații de călători, să încheie 106 contracte de salubrizare cu locuitorii orașului, să organizeze activități distractive pentru copiii preșcolari și să le ofere o masă de sărbătoare persoanelor în etate. Activitățile au fost susținute de USAID și Corpul Păcii. Tinerii din raionul Călăraș, în jur de 25 la număr, au contribuit și au elaborat mai multe proiecte în parteneriat cu Corpul Păcii și cu USAID. În special amenajarea a 2 stații. Avem lucru în afara orelor de lucru a părinților pentru copii, la bibliotecă și la grădiniță. Și totodată, anume pentru salubrizarea localității, încheierea noilor contracte. Comuna Chișcăreni, raionul Sângerei. Începând cu luna decembrie 2015, cetățenii comunei Chișcăreni sunt conectați online la deciziile pe care le iau consilierii comunali. Ei pot urmări pe canalul de YouTube al primăriei toate ședințele publice care au loc și să vină ulterior cu întrebări sau recomandări către aleșii locali. La rândul lor, filmarea ședințelor Consiliului Comunal îi face pe consilierii locali mai responsabili. Suntem în sala unde se petrec ședințele Consiliului Comunal. Vreau să zic că oamenii sunt deprinși, știi tot, se vadă tot, la Chișcăreni oamenii sunt foarte activi și ca să nu piardă oamenii să nu știe ce decid consilieri, atunci am decis, fiind partea proiectului UNDP, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, am decis ca să utilăm această sală cu echipamentul necesar, transmitem ședințele. Cu regret, noi nu le-am transmis până acum online. Acum se fac niște modificări pe site-ul primăriei și o să fie în direct. Dar ele se înregistrează, avem toată aparatura de înregistrat și apoi se stochează pe YouTube. Fiecare cetățean poate să vadă, sunt oameni care sunt cointeresați, dar vreau să vă spun că la fiecare ședință a Consiliului sunt în jur de 70-100 de oameni aici în sală. Satul Congaz, municipiul Comrat. Tratament cu masaj, kinetoterapie, consultații a logopedului și a psihologului, cursuri la calculator și activități interactive. Toate aceste servicii sunt oferite celor 51 de beneficiari ai Centrului de Reabilitate Lucic Solnța, din satul Congaz, care a trecut în casă nouă după ce timp de 5 ani a activat în clădirea casei de cultură din localitate. Pe lângă sediul nou, copiii au parte și de un teren de joacă modern unde își pot petrece timpul liber. Zilnic, instituția este vizitată de peste 20 de copii cu necesități speciale care au parte de programe individualizate. Trecerea centrului de reabilitare în sediul nou a fost posibilă datorită unui parteneriat între administrația publică locală, agenții economici și ONG-urile din regiune. Pentru finanțarea centrului de reabilitare Raza Soarelui, autoritățile publice locale alocă anual 1,19 milioane de lei. Основном все дети приходят по графику. Ну, когда у нас какие-то мероприятия или какие-то большие поездки, конечно, мы оповещаем всех, и все дети наши собираются. Очень часто приходят они с родителями, потому что основная часть детей без родителей не приходит к нам. Orașul Edineț.
10 ugrezi din orașul Edineț au devenit mai colorate după ce aici au fost create terenuri de joacă pentru copii. Beneficiarii direct sunt aproape 1000 de copii și părinții acestora din blocurile locative unde a fost implementat proiectul. Pentru amenajarea terenurilor de joacă, primăria a alocat 134.000 de lei. Satul Nișcani, raionul Călăraș. Cu bani puțini, la 27 august 2015, la Nișcani a fost organizată și o sărbătoare locală, unde au fost expuse bucate tradiționale, lucrări confecționate manual, publicații cu caracter național, dar și lucrări ale pictorului și scriitorului băștinaș Gheorghe Petrea. Evenimentul a demonstrat că oamenii din localitate pot fi binevoitori, ospitalieri și receptivi atunci când este vorba de organizarea unei sărbători. Sperăm toată viața pe tâlpile noastre, geografia locului natal. Sperăm că această sărbătoare să fie o sărbătoare tradițională, în care să putem aprecia valorile născute în satul Nișcani, care au pornit din satul Nișcani, cum ar fi George Petrea, Pavel Stratan și alții. Plus la asta vrem să menționăm în cadrul acestei sărbători tradiționale care să fie și atât gospodari din localitate, persoane care s-au manifestat, s-au implicat în viața culturală, socială a satului. Primăria satului Nișcani se mândrește și cu tradiții populare pe care le promovează și unește locuitorii. Cu doar 4.300 de lei, administrația locală a reușit în ajunul sărbătorilor de iarnă să aducă bucurii în familiile din sat. 20 de tineri și 3 specialiști de la primărie au închiriat o sanie trasă de cai, dotată cu generator electric și costumați în Moș Crăciun. Au adus daruri tuturor, iar copiilor din familii numeroase le-au fost donate cadouri și dulciuri procurate din cei aproape 4.000 de lei acumulați de la colindat. Drept rezultat, s-a obținut o implicare maximă a localității, și putem spune că 13 copii din familii social vulnerabile au avut un Crăciun de minune. Comuna Petreni, raionul Drochia. La 26 iulie anul trecut, locuitorii din comuna Petreni și-au îmbrăcat straie de sărbătoare și au celebrat prima ediție a Festivalului Tradițiilor Populare. Inițiativa organizării festivalului a venit de la directorul Căminului Cultural, fiind susținută de administrația locală și toți locuitorii. 3 săptămâni au fost necesare organizatorilor ajutați de comunitate să-și materializeze ideile într-un festival de toată frumusețea, cu bucate tradiționale, aburite, prosoabe croșetate în stil tradițional, unelte meșterite în condiții casnice și multe alte minuni. Totodată, cei mai buni mecanizatori din comună și participanții la eveniment au fost menționați cu diplome. Iar la inițiativa lucrătorilor din cultură, de aici și cu populația din sat, s-a ajuns la concluzia că trebuie să facem o sărbătoare frumoasă, care să ne placă și nouă. Și vă spun că ne-a reușit, am avut și invitat și din alte sate. Toată lumea a rămas mulțumită. Orașul Soroca. Deși are circa 3 hectare de spații verzi, cartierul Soroca Nouă din orașul Soroca nu avea o zonă verde care să îmbine funcțiile culturale și de agrement, ducând lipsă de spații amenajate în care locuitorii să-și desfășoare activitățile recreative într-un mediu curat. Prin urmare, în anul 2015 au fost amenajate circa 3.000 de metri pătrați de spații verzi în parcul din cartierul Soroca Nouă, intitulat Paradis, creând în acest mod un spațiu ecologic de odihnă și de agrement pentru locuitorii și oaspeții orașului. În parc au fost instalate bănci, coșuri de gunoi, sistem de iluminare și construită o alee care intersectează parcul. Credem noi că în baza implementării proiectului respectiv, comunitatea din regiunea Soroca Nouă are un spațiu destul de amenajat pentru agrement și odihnă. Comuna Tătăruca Veche, raionul Soroca. N-o să le mai sece neamul chiar de zveșnii cocărâți. Ei dau roade în tot anul, sughiți bun la neciopliți. Așa începe cartea de epigrame Sughiți bun la neciopliți, editată cu suportul primăriei comunei Tătăruca Veche. Cartea, editată în 300 de exemplare și distribuită în 4 biblioteci publice din regiune, este scrisă de Gheorghe Coșnicianu, băștinaș din comună.
Autorul, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, își publică lucrările în ziarele Observatorul de Nord și Realitatea. Am promovat cartea la nivel național, distribuind-o la diferiți doritori de epigrame și dorici de sete de carte. Și consider că acumulând banii atât de la comunitate, implicând societatea civilă, atât ONG Metonium, cât și alți actori comunitari, ba chiar și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, ba chiar și mulți, și un corector care ne-a ajutat foarte mult, am ajuns la un final și am editat volumul de carte, suntem satisfăcuți și cred că într-un timp de, mă rog, o lună, două, trei, vom organiza o seară de creație autorul nostru local, Gheorghe Cosnicianu. Administrația publică locală din comuna Tătăruca Veche are acum un ajutor de nădejde, Consiliul Consultativ al Cetățenilor, primul în țara noastră. Consiliul este constituit din 15 reprezentanți a celor 6 localități ale comunei, agenți economici, tineri, reprezentanți ONG, lucrători din cultură și chiar pensionari, care monitorizează activitatea autorității locale și cooperează cu aceasta în vederea atragerii cetățenilor în procesul de și implicarea lor în rezolvarea problemelor din comunitate. Cu ajutorul acestui proiect, care este singurul de acest gen în Republica Moldova, în comună a fost renovat oficiul medicilor de familie, biblioteca publică și oficiul poștal. Totodată, membrii au reușit să conteste unele decizii ale Consiliului Local și să adreseze mai multe petiții către primărie. Consiliul local din comuna Tătăruca Veche întrunește în componența sa reprezentanți ai diverselor partide politice, dar nu reprezentanți în toate satele comunii. Și iată factorul ăsta, anume cu delegarea a câte doi reprezentanți din fiecare sat în parte pentru a activa în cadrul Consiliului Consultativ al Cetățenilor, este cel mai, consider eu, cel mai novator element al practicii respective.